despre un joc, cred că un joc urât. Un joc urât care mergea spre un meci egal. A venit execuția lui Tamaș, care a făcut diferența și sigur, jucând mai puțin de minutul 5. Bine că s-a întâmplat ceva mai grav cu băiatul de la Steaua, pentru că am înțeles că este o simplă întors. Să-mi cer eu scuze numele jucătorului meu, tot un băiat tânăr, nu este un jucător care să fie dur, dar uite că e bine că s-a întâmplat doar o întorsă. Ca joc am avut atitudine, băieții și-au dorit, am alergat. Un joc fără ocazii de poartă, sigur, diferența s-a făcut la bara lui Andrei, care dacă puțină șansă reușeam să marcăm, eu cred că se terminau un meci egal, care era un meci egal corect pentru felul cum s-au bătut băieții și pentru felul cum au muncit. 5 arbitri din București, mi se pare normal să fie delegați 5 arbitri din București la meciul Steaua? Peste tot se întâmplă, dacă urmăriți meciurile, nu. Au dus vremuri alea în care sunt arbitrii din București, arbitrii din... Nu avem ce să comentăm. O delegare, vorbim de Alexandru Tudor, unul cel mai bun arbitri din România. Nu știu dacă a influențat cu ceva rezultatul prestației arbitrilor. Nu cred. Eugen Neagoe spunea că faultul din urma căruia a venit lovitura liberă de Paraschis. Corect, am văzut și eu faza, da. A fost un fault acordat destul de ușor. Așa este. Nu. Nu. Florina, cincea înfrângere competitivă pentru ea. Destul de greu. Foarte greu. Un meci la media și în care media... Foarte greu, foarte greu, într-adevăr. Din păcate, nu reușim să legăm, eu știu, un rezultat, două. Asta este. Rămânem din ce în ce mai puțin. Probleme medicale, probleme grave. De când am început campionatul, nu știu dacă am jucat două, trei meciuri cu întreaga echipă. Mergem mai departe și vom vedea ce va fi. A trebuie sperat, să ne adaptăm. A sperat la un șoc odată cu venirea lui Eugen Neagoe. Crezi în chestia asta acum după trei meciuri? Echipa, eu cred că și la Cluj și astăzi, cu Eugen Neagoe, până acum au făcut două jocuri bune. Numai neșansă am făcut și la Cluj, că și la Cluj am avut la CFR 4-5 ocazii clare de a marca, dacă reușeam să marcăm. Astăzi vine mingea din brațe, din bară, în brațele portarului, ce să-ți facă antrenorul? Aici e vorba de șansă. Nu e ușor, știa la ce s-a încămat, i-am spus de la început, lucrează în condiții nu ușoare pentru un antrenor. Din păcate, uite că regula aceasta cu U21 pe noi ne-a afectat, pentru că jucătorii noștri tineri, ieșeni și liberi, frumușei, dar din păcate nu ne ajută cu absolut nimic. Vedem, la iarnă clar că trebuie să aducem niște jucători și sub 21 de ani și alți jucători. Etapa trecută ați blamat echipa pentru faptul că nu a avut atitudine. Astăzi a arătat altfel. I-ați felicitat pe băieți după meci? I-am felicitat după meci și sigur că trebuie să continuăm așa. Pe de altă parte, trebuie să avem și rezultate, că ne afundăm acolo jos și să nu se rupă clasamentul. Cum se pare declarația lui Reghi? A spus că i-a jurat de jucător, dar și eu de mult n-am văzut Steaua așa de slabă, sincer. Chiar vorbeam și cu conducătorii de la Steaua și sunt total nemulțumiți. Deci o echipă așa de slabă de mult n-am văzut. Steaua jucând atât de slab. Cred că asta ar trebui să le îngrijoreze pe Reghi în camp, nu Iașu. Reghi susține că Steaua are față de campioane și că este mulțumit de jucători. Trebuie să fie nemulțumit că nu are cu cine să joace. Că dacă de contul vine și îți dau cu terenul cap. Nu ai cu cine să joci în România. Când joci cu fotbaliștii, te lovește tramvaiul, cam la sol. Acolo trebuie să fie Reghi a fost îngrijorat. Nu le intereseze pe el de Iași. Să lasă el Iași în pace. Vor primăvara europeană. Le doresc baftă. Baftă pentru că avem nevoie. Dar așa, nu știu dacă îl prinde primăvara. Florin, cum a fost turul ăsta de campionat? Ai o întreagă experiență și ca jucător și acum jucător. Cum vezi turul ăsta de campionat? Deci, slab. Campionat. Slab. Slab. Foarte slab, din păcate. Fără spectatori. Un campionat care merge așa din inerție. Care cred că nu se va termina. Vor fi probleme și la alte echipe, cred.
Și atunci e greu de vorbit despre un campionat cum este al nostru. Foarte slab. Sunt din ce în ce mai multe echipele care își anunță insolvență. Și o să mai fie, în afară de cele care sunt acum, cred că în cel mai scurt timp, după ce se vor termina banii de turnee din televiziune din februarie când se primesc, din ce știu, multe echipe deja i-au dat, după aceea scapă cine poate. Această lege a insolvenței e o chestie pe care tu ai blamat-o mereu, dar uite că încă mai salvează. Cât o să mai țină? Păi, în toate va fi un final. Va fi un final, jucătorii văd că acceptă, antrenorii acceptă, eu nu aș accepta, dar dacă ei acceptă și cred că le este bine, ce putem să facem? Păi câte sunt acum? 6, nu, 5, 4, nu? Nici nu s-a terminat, dar de-abia s-a terminat. Și de-abia s-a terminat turul și din câte știu eu, va mai urma. Vor mai urma. La noi suntem... Nu. La noi am avut șansa că ne-au intrat banii de la UEFA. Toți banii s-au dus către echipă și către bugetul statului, că exista pericolul stopajului la sursă. Băieții nu au de ce să se mai plângă, asta poate să fie un alibi. Mai un salariu de primit, care cu siguranță că îl vor primi când vom face rost de bani. Prima nu. Da. Nu știu, întrebați-l pe dânsul. M-ați întrebat dacă am încercat. Nu văd ce ar avea personal cu mine, că am avut o relație bună spre foarte bună. Aduc aminte că înainte, în campania electorală și când, înainte de campania electorală, eram împreună tot timpul și cu băieții în vestiar și această întrebare trebuie să o puneți dânsului. Nu am eu ce să răspund. Simțiți că la mine nu niciun fel de cea mai mică problemă. Că nu mai sunt eu dorit. Important e să fie doriți jucătorii, echipa. Pentru că Poli Iași este un brand al orașului. Este un simbol, cum este și Palatul Culturii, cum sunt atâtea locuri frumoase. Și această echipă, cred eu, că este unul din simbolurile orașului. Prunea e trecător. Sigur că 5 ani, corect, e mult. Și pentru mine. Eu sunt trecător pe aici, noi suntem trecători, dar echipa asta trebuie să meargă mai departe. Nu contează. Eu nu plec. Nu plec. Dacă aș ști că este cineva care poate să facă mai mult ca mine, da. Dar mă îndoiesc. Ce